știi tu camerele, știi ceva, nu știi, nu? Hai, care mai curajos? Sunt Beatrice, sunt din Ucraina, cel mai mult, și îmi place să stau în internet. Să stai pe internet! Bravo, bravo, bravo! Hai, da, mă numesc Victorița, sunt din Republica Moldova, am 16 ani, ador să cânt și să scriu poezii. Peste Ona, sunt din Comuna Frumosă și îmi place să scriu. Mie îmi place să cânt și să desenez. Eu mă numesc Costică Popa și îmi place să dansez. Vedetă ce te îmbăluie cu vrajă, dichisită-i a lui coajă, restul e de mult omletă. E lumină și culoare, stă ca lumea să-l vadă, că-i gătit ca la paradă și frumos ca zeul soare. În muzeu sunt așezate multe ouă decorate, ce spictate, încondeiate, perforate sau sculptate. Îmbrăcate în crinolină, în catrință, redingotă, cântă în cor pe aceeași notă, pe o muzică divină. De prin țări îndepărtate, din Maldive sau Thailanda, Peru, Mexic sau Olanda, stau în șir încolonate. Nu-i vreo simplă întâmplare, ouăle încondeiate, ce-s muncite, descântate, n-au în lume asemănare. Ouăle în Bucovina din tradiția străbună, ce nu vrem ca să apună, își trag astăzi rădăcina. Cu simboluri ancestrale, coaja este închistrită. Vezi cărarea rătăcită, linii drepte, verticale. Luna, cerul ce străluce, plugul, furca, fusul, grapa, cârja, brâul, grâul, sapa, soarele și sfânta cruce. Nu am spus vers și uscate. Vino la muzeu la Vama, poți de toate să iei seama și o să vezi că-mi dai dreptate. Versurile au fost scrise de mine, Cătălina Orșivski. Trecut eu închistrez ouă, am participat la două concursuri până acum. La primul concurs am luat locul 2, ceea ce m-a motivat mai mult să fac și mi-am cumpărat ustensilele mele cu ajutorul mamei, care m-a sponsorizat foarte mult. Mi-am făcut un mic atelier acasă, unde am tot ce-mi trebuie și pe zi, mai ales că se apropie Paștele, fac câte un ou și le vând ca să îmi câștig banii. Dar spune-mi, de unde ai învățat această tehnică? Eu am învățat această tehnică de la profesoara mea, care m-a sponsorizat și m-a îndrumat, ilustrată Elvira Tatiana, și de la o prietenă foarte bună, care tot m-a îndrumat și ea spre această artă. La început, da, mi s-a părut greu, dar acum mi se pare ușor și foarte plăcut. Mă relaxează, pur și simplu. Chiar dacă lucrez pe suprafețe foarte mici, cu un vârf atât de subțire?
Da, tot este relaxant și plăcut. Când sunt nervoasă știu că am locușorul meu și o să mă duc acolo. Îmi place foarte bine. Ouăle pe care le-am făcut le-am decorat cu motive geometrice și florale. Dar cu păpușile te mai joci? Nu. Nu mai ai păpuși? Nu mai am. Nu mă mai joc încă de la 7 ani. Dar cu calculatorul lucrezi? Navighezi pe internet? Da, dar nu foarte des. Jumătate de oră pe zi. Și găsești acolo și lucruri interesante despre închistrerea ouălor, despre decorarea? Da, găsesc foarte multe modele de ouă pe care le scot sau le fac poză pur și simplu în calculator și mă iau după ele și așa descoper în fiecare zi câte un model de închistare nou. Îți urez succes! Mulțumesc frumos! Experiență extraordinară. Condeierea ouului e superb. N-am reușit încă să pun în practică această artă, să spun așa. Da, e super. E prima dată când particip la un astfel de atelier de condeierea ouului? Da, e prima dată. E prima dată. Și crezi că vei continua? Chiar cred că voi continua, da. Mi-a plăcut enorm de mult. Și ai văzut, ai fost la muzeu? Am fost la muzeu, dar am ascultat toate istorioarelor acelor ouă încondeiate. Ai văzut la ce performanțe se poate ajunge? Da, chiar aș vrea și eu să ajung la aceste performanțe. Acolo, la voi, la Dahnovici, ce tradiții, ce obiceiuri populare sunt mai pregnante, mai atractive? Din păcate, încondeierea ouălor la noi nu se practică așa intens ca aici, în România. În schimb, de Paști, se vopsesc ouă, roșii, chiar și mai multe culori. În rest... Și crezi că ai putea să înveți după acest atelier și pe alți prieteni de-ai tăi de acolo, de acasă? Cred că da. Chiar aș învăța. Proiectul nostru se numește Unitate în Diversitate, schimburi de artă și meșteșuguri tradiționale pentru tineret. Grupul țintă acestui proiect îl formează 90 de tineri din țările transfrontaliere România, Republica Moldova și Ucraina și este organizat în 3 tabere cu specific pentru România în condierea ourilor, pentru Ucraina, sculptură în lemn și pentru Moldova, activități de olărit. 3 etape, prima derulându-se aici la Vama și cu specific de încondere a ouălor înainte de Paști. Aici sunt 30 de tineri, câte 10 din fiecare țară s-au întâlnit aici sub îndrumarea managerilor tehnici și se ocupă de încondeierea ouălor, activitate specifică zonei Bucovina, iar exponatele rezultate în urma acestei activități vor fi expuse în expoziții, muzee sau vor fi donate unor centre de copii cu dizabilități, dar vor fi luate și cu ei acasă ca să transmită mai departe tradiția acestei zone etnofolclorice cu specific local Bucovina. Mai departe, etapa a doua, unde și când va avea loc? Etapa a doua va avea loc în ultima decadă a lunii aprilie la Cernăuț, în Ucraina, unde noi vom deplasa un număr de 10 copii din școlile din zona Câmpului Lung, Câmpului Moldovenesc, cu specific în prelucrarea lemnului, care împreună cu cei din Ucraina și în Moldova vor realiza exponate din lemn. Apoi etapa următoare, între 10-15 iunie, în raionul Hâncești din Republica Moldova, unde un număr de 10 copii din Bucovina, împreună cu cei din Ucraina și cu gazdele noastre din Moldova, vor avea ca temă
olăritul și confecționatul obiectelor din lut, din ceramică. Pe lângă exponatele care sunt realizate, se creează anumite relații sufletești, se transmit mesaje culturale și au un impact foarte puternic în activitatea lor de viitor. Suntem bucuroși că suntem înconjurați de acești copii. Noi am primit această tradiție de la strămoșii noștri și vrem să o transmitem mai departe și, după cum observați și dumneavoastră, avem cu ce, cui și pentru cine. După prima activitate am observat un efort mare din partea copiilor și o dragoste cu care au cuprins acest meșteșug și poate că punem în legătură și credința. Hristos pătrunde în sufletul copilului și atunci vom avea pe viitor, să spunem, poate rădăcinile cele mai bune sunt credința și tradiția. Concret, ce învățați pe copii în aceste zile? Îi învățăm în aceste zile cum se poate închistri un ou pentru Sfânta Sărbătoare a Paștelui. O să învățăm Sfânta Cruce, Crucea Pascală, o să învățăm motive florale, trifoiu, care reprezintă Sfânta Treime, o să învățăm modele zoomorfe, grebla, că este primăvară și nu numai igienizarea sufletului nostru prin post, dar și a naturii însuși, cu aceste frumoase, să spunem noi, ornamente care le vom expune pe acest ou. Ou este începutul și sfârșitul și atunci rezultatele vor fi pe măsura lucrărilor copiilor. Se lucrează cu un instrument chișiță numit, foarte vechi. În zilele noastre nu putem găsi altceva decât ăsta din generație în generație, la capătul căruia se găsește o bucățică de tablă care are un orificiu. Prin acest orificiu, ceara curge și se așează pe ou. E foarte complicat sau nu e atât de complicat, dar e pasionant pentru că sunt lucruri noi față exact, de viața de zi exact, cu zi? Exact, e foarte pasionat și la sfârșit când vedem cu ajutorul acestui instrument și potențialul nostru în iasă, totuși spunem noi că o artă ne putem duce cu încunderea oului și astfel lucrat din suflet și cu potențialul nostru și sfințit în dimineața cea sfântă a învierii, pot produce miracole sau și constatat sfințite. Să învățăm în limba română, de asemenea practicăm încondeierea ouălor, cu mărgeluțele îmbrăcăm. Aici mai avem un ou de la noi, de la școală. L-am practicat cu 2 ani în urmă. Cine vă învață acolo în sat acest meșteșug? Mama mea este profesoară, de asemenea ne învață încondeia ouăle. Avem de asemenea profesori specializați pe această artă. Ce alte pasiuni aveți acum? Îmi place foarte mult să cânt, să dansez, să pictez de asemenea. Cânti muzică populară? Muzică populară de la noi, din Cernăuți și din ucraineană. Și participați la concursuri, la festivaluri? Da, sunt membră a ansamblului vocal folcloric Perla din Centrul de Artă din Cernăuți. Facem multe excursii prin țările vecine cu noi, prin România, de asemenea participăm cu festivaluri diferite. Și ai legat prietenii? Ai mulți prieteni din România? Da, am foarte mulți prieteni din România, din țările frontiere cu noi. Ei vin la tine, Herț, au venit? Au fost, da, de asemenea au fost din România, am fost la noi la școală, am încondeat și ouă. Ați adus și de la voi de acasă câteva ouă încondeiate. Da,
Am adus din Mihoreni, din Ținutul Hierța. Aici avem ca exemplu un ou încondeat de la moștenit de la bunica mea. Este reprezentată crucea Paștelui. Aici avem reprezentată steluța, soarele. Le-am moștenit foarte de mult. Mai lucrează tinerile ca tine acolo? La noi în sat s-a cam mai pierdut puțin această tradiție, dar cu timpul ne mai facem experiențe. Și crezi că aici ai să deprinzi și tu mai bine acest obicei? Cred că, da. Cred că am avut încă ocazia la tabăra din Iași, pictura pe sticlă și încondeiarea ouălor. Sper că voi obține mai multe cunoștințe despre arta încondeierii ouălor. M-a impresionat foarte tare. Aici se putem încondeia ouăle. Învățăm lucruri pe care în Moldova nu le putem realiza. Ai fost la muzeu. La muzeu m-a impresionat ouăle care le-am văzut. Au fost niște ouă foarte extraordinare și aș dori să mai plec prin așa vizite. La tine în sat acolo cum e? În sat sunt păduri, suntem înconjurați de păduri, sat stălnicenii, avem dealuri, flori în păduri. Ai legat prietenii? Am legat prietenii, Ucraina, România și ne-am legat cu toții. Obiectivul principal este să-i aducem împreună, să-i facem să se cunoască și ăsta este scopul proiectului, să creăm oportunitatea ca ei să poată desfășura activități împreună și dincolo de atelierele de lucru unde ei încondeiază ouă în prima etapă, avem pregătite activități de relaxare, un program de relaxare în care ei vor putea relaționa, în care ei vor putea cunoaște zona, pentru că intenționăm să facem o plimbare pe Rarău, dacă timpul o să fie de partea noastră. Intenționăm să facem o vizită la Mănăstirea Moldovița, chiar pe 25 este hramul mănăstirii și atunci vor putea vedea cu toții care sunt obiceiurile în zonă. Și în fiecare zi, în partea a doua a programului, predomină activitățile de relaționare și socializare. Copiii din Republica Moldova și copiii din regiunea Cernăuți au venit aici împreună cu copiii din România să învețe niște lucruri care sunt pentru toți comune și totodată sunt diferite, căci la noi în Moldova este inițial altfel încondeirea ouălor, la Cernăuți de asemenea, aici este o tradiție, că am vizitat astăzi Muzeul Oului, care este ceva ieșit din comun, n-am mai văzut nicăieri în altă parte așa ceva și cred și copiii au rămas impresionați. Dar pasiunea și sufletul pe care îl pui să încondeze un nou e aceeași. Sigur că. Suntem aceiași, asta este o dovadă în plus, că suntem aceiași, ar trebui să fim împreună, cu toții împreună. Nu e primul proiect la care participați, la care Raionul Hâncești participă? Direcția Cultură și Turism în calitate de partener este la al treilea proiect. Au mai fost în anii 2000, începând cu 2007 încoace, a fost un proiect foarte interesant, Arta Tradițională Mijloc de Dezvoltare Economică, la care am participat în calitate de partener împreună cu Consiliul Raional Leova din Republica Moldova și Consiliul Județean Vaslui. Un al doilea proiect a fost așa diferit precum suntem 7 etnii la Mare Neagră, la care au participat regiunea Reni din Odessa, mai bine zis Raionul Reni din regiunea Odessa, Raionul Hâncești din Republica Moldova și de asemenea Consiliul Județean Vaslui. În rezultat am avut 3 festivaluri extraordinare organizate atât în Republica Moldova cât și în Reni și în Vaslui, la care au participat toate etniile din bazinul Mării Negre.
adică cele 7 etnii care se regăsesc în teritoriile respective. Și acesta este al treilea proiect la care îi avem ca parteneri de asemenea România, Ucraina, Republica Moldova, centrul de resurse în turism Iași. De asta dată din partea Ucrainei vine regiunea Cernăuț, care, în care locuiesc români, precum și în regiunea și în raionul Reni, și este un proiect destul de interesant, cred că o să le fie de un real folos și copiilor, și nu doar copiilor, dar pornind de la faptul că suntem români, vorbim aceeași limbă, avem aceeași istorie, aceleași tradiții, aceleași obiceiuri, cred că este un lucru extraordinar ceea ce se întâmplă aici astăzi. Sunt primele mele ouă, le-am făcut, am mai și greșit pe aici pe acolo, nu le-am, n-am știut exact să le fac. Dar ce sentiment are? Nu știu, îmi place. Chiar îmi place ceea ce am făcut și aș vrea să continui să mai fac o... De unde ești? Din Frumosul. Și n-ai avut de la bunici, de la mătuși, n-ai mai avut această posibilitate să înveți? Nu, n-am. Dar crezi că de acum încolo ai reușit? Da, vreau să încerc să găsesc propriile mele instrumente și să mai fac ouă. Mi-am dorit de mult să creștez ouă. Și mi s-a prins. Câte culori ai folosit? 3 culori. Galben, roșu și negru. Și ce reprezintă această decorație? Păi reprezintă steluța, soarele, pacea. Vă urez succes și vă felicit pentru ce ați făcut. Mulțumim. Mulțumim. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, pentru copiii cu care ați venit aici la Vama, această întâlnire cu românii din 3 zone diferite, dar care trăiesc în același mod și nu de azi de ieri, ci de sute de ani? Este foarte interesant, deoarece am zis că aceste meșteșuguri populare trebuie transmise mai departe și dacă n-am face noi acum, consider că s-ar pierde, deoarece atât în condierea ouălor, olăritul și sculptura sunt niște meșteșuguri care ne reprezintă neamul. Cum credeți că vor reacționa copiii din Herța când vor găzdui o astfel de întâlnire? Ca de altfel, de altele dăți, suntem foarte ospitalieri, suntem foarte bucuroși să primim oaspeți deosebiți, de dragi sufletului, din România, din Moldova. Și de câte ori am avut acest prilej, a fost o ocazie deosebită. Și s-au întemeiat prietenii între copii, pentru că știm că copiii mult mai ușor găsesc această limbă comună, care sunt durabile. A fost o întâlnire care bănuiesc că ne va ajuta și în viitor. Am împărtășit această artă și celorlalți copii care au venit și vom putea arăta în continuare și altora această artă a Bucovinei. Am participat la asemenea tabere cu cântece, cu dansuri tradiționale. Am participat la diferite festivale. Și acum, iată, v-ați întâlnit cu copii și adolescenți din două zone românești. Da. Întâlnirile acestea, bănesc, o să îi ajute și pe ei. Au văzut și ei cum este arta încondeierii ouălor în această zonă și sper să practice și ei, în zonele din care au venit, să împărtășească și altora această artă. Bucovina, plai cu flori!
Voi aveți prieteni, v-ați făcut în România? Da. Aici, în Câmpul Lung, am în Suceava, unde am participat la diferite concursuri, la Iași. Vă mai plângeți de exigența profesorilor la școală? Nu, așa. Împărtășesc experiență. Ce alte pasiuni aveți, dincolo de, iată, în ponderea omului? Putem foarte bine să cântăm, să jucăm, să pictăm și să fim tot timpul împreună.